aliniază la start, își fac ultimele pregătiri, urmează să fie puse centurile de siguranță, după care vom avea plecare în Pocket Rocket Sprint, după cum vă spuneam, un lucru care se petrece în premieră aici la Motorpark România. Pregătită toată lumea de plecare în cel mai scurt timp. Ferenc Laurent rămâne în prima poziție, Victor Neamțu pe 2 acolo cu numărul 21. Haideți să vedem un pic care sunt. Mizez pe un start bun, cu siguranță, pentru Ferenc Laurent. Haideți să vedem care sunt pariurile voastre. Haideți să vedem care credeți că va fi rezultatul acestei curse. După cum vă spuneam, lider cu plecare din pol este Ferenc Laurent, cel ce cu siguranță are prima șansă la victorie în acest duel. Pe doi însă se află tânărul Victor Neamțu, un pilot care este la început de carieră, un pilot ce are de-abia 16 ani, iar Victor cu siguranță va încerca să îi pună problema acolo lui Ferenc Laurent. Același lucru însă va încerca și Andy Mararu, cel ce se află acolo în spate. Se aprind luminile în acest moment, 5 tururi de circuit pentru aceștia, plecare bună pentru Ferenc Laurent. Victor Neamțu pleacă și el foarte bine, Traian Bârjovanu este acolo pe poziție a treia. Din păcate însă, iată, probleme tehnice pentru Andy Mararu, care rămâne pe linia de start sosire și nu reușește să munte modelul Citroen Saxo VTS. Nu știu exact despre ce este vorba, este posibil să fie o problemă de timonerie sau o planetară ruptă pentru Andy Mararu. Acesta însă rămâne din păcate blocat acolo pe linia de start sosire și va încerca să fie împins pentru a nu avea steag roșu în acest sprint de 5 tururi de care vă povesteam și mai devreme. Ferenc Laurent rămâne lider, Victor Neamțu pe poziția a doua, rămâne acolo aproape, nu pierde timp. Andy Mararu, iată, este împins acolo la boxe, iar noi avem un start foarte reușit în cadrul Pocket Rocket Sprint. Mihai Șurubariu este pe poziția a patra, iată, a reușit să repare în timp record mașina și face deja prima victimă, trece de Traian Bârjovan acolo, urcând pe poziția a treia cu modelul Honda CRX. Ferenc Laurent rămâne lider și iată, are parte de un parcurs foarte curat. Pe doi se află în momentul de față Victor Neamțu, iar Mihai Șurubariu a revenit pe pistă și a început să treacă la atac. Se apropie acolo de același Victor Neamțu, care se află pe poziția a doua și sunt foarte curios să vedem dacă experiența lui Mihai își va spune cuvântul în această cursă și dacă acesta va reuși să vină și mai sus în clasament. Dar da, iată, se apropie serios acolo deja Șurubariu de Victor Neamțu, iar noi prefațăm acum pe camerele noastre un duel pentru poziția cu numărul 2. Rămânem alături de Victor Neamțu, îl vom vedea în cel mai scurt timp în spate și pe Mihai Șurubariu cu modelul Honda CRX, iar duelul pentru podiumul acestei clase este întoi în acest moment. Bătălia a început, doamnelor și domni. Avem modele exclusiv japoneze pe pistă. Ferenc Laurent rămâne lider, Victor Neamțu pe poziția a doua, iar Mihai Șurubariu, iată, se apropie acolo de poziția a treia. Momentul în care suntem pregătiți să încheiem primul tur de aici, de la Motorpark România, momentul în care urmează să parcurgem toți cei 4129 de metri. Ferenc Laurent este lider, după cum vă spuneam. Mihai Șurubariu trece la atac față de Victor Neamțu. Să vedem, deschide traseul acolo Victor Neamțu, nu blochează interiorul, iar Mihai Șurubariu nu stă la discuții în acest moment, îl taxează, rămâne acolo pe interior și trece pe poziția a doua în urma acestei depășiri pe care am văzut-o. Să vedem. Mihai, știm cu toții, este capabil de un ritm foarte bun, este însă destul de departe de Ferenc Laurent în acest moment, în momentul în care intrăm, iată, în această cursă foarte frumoasă de la Pocket Rocket. Traian Bârjovanu trece la rândul său peste linia de start sosire. Haideți să vedem și timpii un pic. 2.15.4 este timpul obținut de către Ferenc Laurent, 2.19.3 pentru Victor Neamțu, 2.32.7 este timpul obținut și de către Traian Bârjovanu. Mihai Șurubariu, în orice caz însă, iată, trece la atac și începe să strângă din distanță. Da, ce eroism, să spunem așa, a reușit să facă aici Mihai Șurubariu. Este de apreciat ceea ce a reușit să facă pilotul piteștean. După cum ați văzut cu toții, Mihai a avut probleme serioase din punct de vedere tehnic în manșa de superlap. Acesta a tras la boxe și singur, iată, a început să umble și să repare mașina sa.
acum revine în acest duel de la Pocket Rocket și deja se apropie din ce în ce mai mult de Ferenc Laurent, care se află pe prima poziție și ce duel se prefațează în această cursă, în momentul în care mai avem de parcurs 3 tururi aici la Motorpark România. Victor Neamțu rămâne pe poziția a treia și se distanțează de Mihai Șurubariu, se distanțează însă și de Traian Bârjovanu, care se află pe poziția a patra pentru victorie, însă lucrurile încep să devină foarte, foarte serioase. Pe prima poziție se află același Ferenc Laurent, în momentul de față Mihai Șurubariu însă este din ce în ce mai aproape, iar lucrurile sunt foarte intense în această cursă de 5 tururi, în momentul în care deja am parcurs primele două parcurgeri, am mers de două ori aici în Ialomița, aici în zona Adâncata, iar Mihai Șurubariu recuperează de la un tur la altul. Mihai Șurubariu cu siguranță își dorește victoria aici pe circuitul extrem de apropiat de locul său de baștină. Victor Neamțu rămâne pe poziția a treia cu acest model Honda Civic. Traian Bârjovanu vine acolo pe 4 și își încheie și el acest tur cronometrat. După cum vă spuneam, Traian este un pilot băcăuan. A participat în competițiile de viteză pe traseu montan cu acest Honda Civic. Aspectul interesant, dacă vreți să spunem așa, este că Traian a vândut modelul, după care și-a dat seama că este îndrăgostit de Honda Civic și că nu poate să renunțe la această dragoste. A reachiziționat mașina după ce i-a vândut-o lui Ovidiu Hasan și iată că îl revedem acum la start cu acest model. Avem o grilă, iată, exclusiv Honda la Pocket Rocket și ce cursă vedem din partea lui Mihai Șurubariu. Acesta recuperează zecime după zecime, sutime după sutime și secunde după secunde și iată, se apropie de Ferenc Laurent în momentul de față. Ferenc simte presiunea la rândul său, am văzut acolo o frânare un pic ratată pentru el și încearcă să forțeze. Doamnelor și domnilor, ne pregătim de un duel aici pentru prima poziție de la Pocket Rocket, în momentul în care mai avem de parcurs doar două tururi. Să vedem ce se va întâmpla, să vedem dacă Mihai Șurubariu va reuși să se apropie de Ferenc Laurent și mai mult decât atât să și treacă, deoarece nu ajunge doar să te apropii de adversarul său, sau dacă Ferenc Laurent va avea puterea de a rămâne acolo pe prima poziție și își va judeca victoria de aici de la Pocket Rocket Sprint. O cursă extrem de interesantă în momentul de față. Ferenc Laurent trece peste linia de sosire. Același lucru este făcut și de către Mihai Șurubariu în acest moment. Nu este deloc o distanță mare între cei doi, iar Șurubu are parte de un ritm incendiar. Iată, în această cursă se încadrează din nou pe primul viraj, ridică ușor acolo roata dreapta spate și rămâne în acest ritm furibund cu care ne-a obișnuit de la începutul acestei curse cu numărul 1 și cu siguranță își dorește victoria Șurubu și o dorește foarte mult. Îl vedem apropiindu-se din ce în ce mai mult de către Ferenc Laurent și cel mai probabil că în scurt timp vom avea o schimbare de lider. Să vedem, Ferenc rămâne acolo pe prima poziție, Mihai Șurubariu este pe 2. Iată, se încadrează acolo pe interior Laurent, Mihai Șurubariu vine în spate și avem duel în toată regula în momentul de față pentru prima poziție. Haideți să vedem încadrare frumoasă acolo pentru Ferenc Laurent, cât de rapid se apropie, iată, Șurubariu. Haideți să vedem ce se întâmplă, frânare bună pentru amândoi, frânare foarte târzie pentru Șurubariu, am văzut acolo un scurt moment recuperat în acea zonă. Să vedem dacă Șurubu va trece la atac în ultimele viraje ale acestui tur sau dacă va alege zona de start sosire pentru a încerca să treacă de către Ferenc Laurent, un Ferenc Laurent care și el are o experiență bogată, un Ferenc Laurent care însă cu siguranță se simte sub presiune și trebuie să se apere serios pentru a își menține această poziție. Să vedem, intră pe interior Ferenc Laurent, intră foarte larg acolo și Mihai Șurubariu, începe deja o trasă defensivă, trece la atac, Șurubariu se repliază însă foarte bine înainte de ultimul viraj, decide să nu se grăbească pentru această manevră de depășire și se intră în momentul de față în ultimul tur. Ferenc Laurent lider, Mihai Șurubariu, iată, rămâne la aspirația modelului Honda Civic, cine va reuși
reuși să câștige această cursă de la Pocket Rocket în momentul în care mai avem de parcurs un singur tur, să fie Ferenc Loran, să fie Mihai Șurubariu. Iată, Mihai rămâne în spate pe linia de start, sosire, frânare bună pentru Ferenc Loran, frânare excelentă și pentru Șurubariu, rămâne pe exterior în momentul de față, să vedem. Iată, așa cum v-a spus, pot să-l ajungi, însă este foarte greu de depășit, se apără extraordinar Ferenc Loran, să vedem cine va reuși să câștige acest duel. Frânează din nou Ferenc, frânează și Șurubariu, să vedem cum va rămâne cartul dintre cei doi. Trasă defensivă pentru Ferenc Laurent, trasă curată pentru Mihai Șurubariu. Superb, așa cum ne spune și Marius Albu, avem un duel de zile mari aici pentru prima poziție de la Pocket Rocket. Să vedem, rămâne pe interior Ferenc, Mihai Șurubariu rămâne acolo la atac. Ce duel avem pentru prima poziție, ce duel avem între acești doi veterani ai curselor de time attack, să vedem. Ferenc rămâne în continuare pe interior, Mihai Șurubariu însă recuperează viraj după viraj. Sunt foarte curios să vedem cine va câștiga aici duel între modelul Civic și CRX. Blochează din nou ușor spatele acolo Laurent, rămâne însă cu același parcurs curat. Ieșire diferită pentru cei doi și din virajul din dreapta, trasă foarte bună acolo pentru Ferenc Laurent. Mihai însă rămâne la atac, nu vrea să lase niciun centimetru acolo și cel mai probabil că va încerca să atace pe ultima parcurgere de pe linia de start sosire. Să vedem, steagul în pătrățele este pregătit acolo. Ferenc Laurent însă, iată, reușește să pună din nou distanță între el și Mihai Șurubariu și merită aplaudat pentru acest lucru. A avut parte de un sprint extraordinar pilotul din Sfântul Gheorghe. Iată, intră pe ultimul viraj de stânga, trece acum acolo, iată, pe acel vibrator exterior și avem, doamnelor și domnilor, victorie pentru Ferenc Laurent în prima cursă din Super Sprint Challenge de aici, de pe Motorpark România. Din păcate, problemele tehnice și-au pus din nou accentul acolo pentru Mihai Șurubariu. Vedem foarte mult fum în urma modelului CRX și o problemă mecanică serioasă, se retrage șurubul la boxe. Sunt foarte curios să vedem dacă va trece de steagul în pătrățele, deoarece acest lucru contează foarte mult. Din păcate însă, iată, abandon aici, probleme serioase pentru Mihai Șurubariu, care este nevoit să se retragă la boxe după un duel absolut minunat. În orice caz, trebuie aplaudat Șurubariu, a avut parte de un sprint extraordinar și din păcate, iată, am avut un final dramatic pentru acesta cu problemele tehnice, revenind la modelul CRX. Victor Neamțu încheie prin urmare pe poziția a doua acest duel de la Super Sprint Cup. De fapt, trebuie să vedem, deoarece dacă Mihai Șurubariu a reușit să treacă înaintea lui Victor, s-ar putea să fie pe doi. Nu avem, din păcate, DNF aici pe aplicația de timing, ceea ce înseamnă că Ferenc Laurent rămâne câștigătorul nostru de la Super Sprint Challenge, iar Victor Neamțu reușește, iată, in extremis, să vină pe poziția a doua după ce materialul de concurs al lui Șurubariu, este vorba de modelul CRX, a avut, iată, de suferit în aceste 5 tururi. Câștigător Laurent Ferenc, Honda Civic, Mirel Neamțu pe poziția a doua cu Honda Civic din nou. Iar noi ne pregătim de cursa cu numărul 2 de la Radical Romanian Cup, o cursă care se anunță extrem de spectaculoasă, o cursă care va începe la 3:50 de minute, așa cum vă spuneam și mai devreme. Vedem safety car-ul pe circuit în momentul de față, pregătit, verificând din nou pista, iar noi avem acum ultimele momente până la startul manșei din Radical Romanian Cup. Vedem acolo, încercând să se răcească motorul Honda CRX, din păcate, iată un abandon tehnic pentru Mihai Șurubariu în această cursă atât de intensă de la Pocket Rocket Sprint.